genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi o să discutăm despre o parte dintre problemele cu care se confruntă locuitorii municipiului Hunedoara, dar și despre proiectele pe care reprezentanții primăriei municipiului Hunedoara le au pentru comunitate. Așadar, despre aceste subiecte vom discuta astăzi cu invitatul meu, domnul Dan Bobovuțanu, viceprimarul municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Sunt multe de făcut într-o comunitate, într-un oraș, într-un municipiu. Problema este că uneori se respectă promisiunile, alteori nu. Și mai important este ca oamenii să vadă că reprezentanții, cei care până la urmă au fost aleși de ei, fac ceva în acest sens, să schimbe într-o oarecare măsură, pentru că lucrurile nu se pot schimba chiar așa peste noapte cum ne-am dorit cu toții până la urmă. Pentru început o să vreau să povestim puțin și să discutăm despre un simbol al municipiului Hunedoara și până la urmă un simbol al județului Hunedoara, și anume Castelul Corvinilor. Într-adevăr, de foarte mulți ani sau în urmă cu câțiva ani, nu s-a făcut aproape nimic acolo. Ei bine, în ultimul timp am văzut cu toții, chiar și oameni importanți, dacă pot spune, au venit, au filmat în acest castel filme și nu numai. Dar mai mult o să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți despre proiectele pe care le aveți pentru reabilitarea acestui simbol al județului, după cum spuneam și mai devreme. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sunt multe de făcut într-un sat, într-o comună, dacă vreți, dar în cel mai mare municipiu, până la urmă, din județul Hunedoara, un municipiu în care reabilitarea infrastructurii stradale s-a făcut acum 40 de ani, în care investițiile în cel mai frumos obiectiv al județului, eu cred că cel mai frumos obiectiv din Transilvania, până la urmă, nu s-au făcut la modul la care ar fi trebuit să ne raportăm. Până la urmă, din bugetul municipiului Hunedoara, un buget care nu este atât de mare așa cum am crezut inițial, am încercat să rupem o parte pentru acest edificiu. Este cel mai important monument din sud-estul Europei, stilul gotic târziu, până la urmă atrage vizitatori chiar anul trecut și dumneavoastră ați remarcat în emisiunile care ați făcut aici pe tema asta că au fost peste 300.000 de vizitatori. Este un lucru foarte important și până la urmă noi, cei care suntem acum, consilierii locali, primarul Viorel Arion, credem că Hunedoara are potențial turistic care poate fi dezvoltat în jurul castelului. Până la urmă, este o oportunitate și de afaceri, nu este doar o oportunitate turistică, este o oportunitate care poate să aducă plus valoare în bugetul nostru și trebuie să facem tot efortul pentru a atrage surse de finanțare, pe de o parte sursele din bugetul local, pe de altă parte sursele din fonduri europene. În acest moment discutăm de o alocare de aproximativ 13 miliarde de lei din bugetul municipiului Hunedoara pentru acoperirea aripii Betlen și a turnului Toboșarilor. Sunt probleme la acoperiș, sunt probleme mari la acoperiș. Da, probleme cu acoperișul sunt de câțiva ani. Sunt de ani de zile, așa exact, este. Exact, și lucrurile au rămas. S-a spus, da, se va face, însă până acum nu am văzut nimic concret. Eu nu vă ascund faptul că noi am așteptat până la urmă și sprijin guvernamental. A existat un proiect pe timpul când ministrul al culturii era Kelemen Hunor, cred că în guvernarea Boc s-a oprit acel proiect. Am așteptat, până la urmă trebuie să facem noi cu forțele proprii. Suma de bani este importantă pentru noi, dar este necesară pentru castel.
Mai avem în plan, practic, există o echipă pe care primarul a pus-o la treabă în această direcție. Accesarea de fonduri europene, se vorbește foarte mult de acele granturi norvegiene. Dorim să demarăm, deja am și aprobat în Consiliul Local, întocmirea documentației și a devizului și aprobarea devizului estimativ pentru reabilitarea primului corp de clădire când intrați în curtea castelului, cel de pe partea dreaptă, unde va fi acest muzeu al breslelor. Da, unde în prezent, din câte știu, își desfășoară activitatea cavalerii. Nu, acolo în prima clădire când intrați în curtea castelului de pe partea dreaptă, este o clădire care stă să se dărâme, practic. Înăuntru deci nu mai poți să ai activitate. Da. Acolo. Vrem să modernizăm, vrem să reabilităm clădirea la modul cum arăta în epoca medievală. Vorbim de o finanțare, dacă va fi obținută. Ați depus toate documentele necesare. În momentul de față am primit avizul Consiliului Local și urmează ca aceste documente să fie depuse. Discuțiile sunt deja purtate. Au fost purtate în avansul provocării hotărârii de Consiliul Local. Vorbim de o finanțare de aproximativ 600.000 de euro. Cam în 6 luni de zile, din ce am înțeles eu, vom ști dacă suntem declarați eligibili sau nu. Este o lucrare importantă până la urmă, necesită și o sumă mare de bani pentru clădirea arată așa cum arată. Practic vrem să facem un muzeu al monezilor. Sunt în jur de 150 de monezi pe care le avem în custodie la castel. Este vorba de un schimb comercial care se practica în epoca respectivă între bresle cu ajutorul acestor monezi. Unde sunt depozitate în prezent? La castel. La castel sunt depozitate, sunt inventariate. Totodată ni s-a transmis că ar fi bine să implicăm și etnia romilor în acest proiect, astfel că etnia romilor va fi reprezentată de acel fierar care va bate moneda pe o față cu castelul, pe fața cealaltă. Chiar discutam astăzi cu doamna Oprișiu, că pe partea cealaltă am putea să punem chiar chipul unui om care vine în vizită la castel și deci dorește să aibă să fie realizate ceva simbolic realizat chiar în acel atelier. Este o chestie deci nouă care turistul vine, spune ce vrea și exact, spune ce vrea, uite, vreau o monedă. Se face atunci pe loc această monedă. Și bineînțeles, odată vizitezi respectiva clădire, unde sunt acele monezi de o valoare foarte, foarte mare. Eu am mai văzut astfel de lucruri la Sombotei. Noi suntem înfrățiți cu orașul Sombotei din Ungaria și vreau să vă spun că este ceva de vis în industria turismului. Deci este un business care aduce aproximativ 200.000 de vizitatori în perioada Carnavalului Savaria. Și dacă ne gândim că acolo primăria alocă un buget de 1.000.000 de euro, deci vă dați seama cam despre ce buget vorbesc dânsii, astfel încât la terminarea carnavalului, când tragi linie, îmi povestea viceprimarul că 2.000.000 de euro se reîntorc, dacă vreți, în oraș. Prin faptul că agenții comerciali desfășoară tot felul de activități. Așa cum am vorbit de casa, de Muzeul Breslelor, vreau să vă spun că avem în plan, primarul a și trimis anul trecut în august, dacă nu mă șel, o scrisoare de intenție către o firmă din București, pentru a face un studiu de oportunitate privind infrastructura turistică a unui parc de distracții cu tematică medievală. Care să fie amplasat unde? Care să fie amplasat în vecinătatea castelului, într-o zonă în care nu se întâmplă nimic acum, dacă vreți, sau s-a întâmplat în cei 2 ani de când suntem noi la primărie, prin acele filmări la care cred că ați fost și dumneavoastră participanți. Este o suprafață, un teren pus la dispoziție de 28.000 de metri pătrați, un teren pe care vrem să-l dăm în concesiune unei firme care poate să vină într-o asociere. Este doar la stadiul de discuție acest proiect? Sau practic am aprobat în Consiliul Local deja întocmirea documentației în vederea concesionării. Terenul respectiv va fi scos la licitație. În caietul de sarcini se trece clar, concesiunea se va face pentru realizarea parcului de distracție cu tematică medievală și acolo spunem ceea ce dorim. Investiția trebuie să fie obligatoriu peste 1.000.000 de euro din partea celui care va câștiga, care va fi interesat de câștigarea acestei licitații deschise.
Concesiunea va fi acordată pe 49 de ani, în așa fel încât de la data emiterii autorizației de construcție să vorbim de 24 de luni pentru a finaliza acest parc tematic. Este o idee pe care au îmbrățișat-o foarte mulți, nu putem să spunem că o patentăm cineva anume. Eu am văzut-o tot la Sombotei, a rămas uimit de câte ONG-uri sunt implicate în acest parc tematic. Până la urmă, mergeți împreună cu familia, există un adevărat circuit pe care puteți merge, puteți să cumpărați alimente tradiționale din epoca respectivă, eu știu, să vă îmbrăcați într-o armură, faceți o fotografie, turnirurile respective care le vedeți la televizor. Este un proiect de anvergură pe care actuala administrație locală, și aici vorbesc de primar, vorbesc de Consiliul Local Hunedoara, încearcă să-l implementeze. Credeți că va avea și, nu știu, anul acesta, anul viitor, va prinde contur, într-adevăr, acest proiect? Au existat discuții cu anumite firme sau da, arătat interesate de a investi până la urmă în acest proiect? De la data aprobării în hotărâre de Consiliul Local a acestei documentații, practic în 40 de zile trebuie să producem licitația și atunci vom și vedea dacă există doritori. Până la urmă, parteneriatele publice-private sunt cele mai frecvente în Europa și cei de la Sombotei, și încerc scuze, sper să nu deranjez, dar vorbesc foarte mult despre acest oraș pentru că are pus la punct un proiect atât de vast încât rămâi uimit de ceea ce pot să producă ei în acel oraș, care pe undeva este similar ca populație cu municipiul Hunedoara. Și comunitatea maghiară, atât de diferit, adevărat, față de noi, comunitatea maghiară din România este foarte implicată în ceea ce se întâmplă la Sombotei și cu acel prilej am și vizitat în două rânduri. Sărbătorile lor, sărbătoarea de la Carnavalul Sarvaria, sărbătoarea de la Sfântul Martin, aduce foarte mulți bani în bugetul local. Practic și concesionarea acestui teren de către noi banii nu urmărește tot altceva decât punerea în evidență a castelului și evident încasarea unei redevențe de pe activitatea respectivă care s-ar întoarce în bugetul primăriei. Cei 300.000 de turiști de care îmi spuneați mai devreme că au călcat pragul castelului Corvinilor, s-a simțit și în bugetul local? Sunt încasări foarte mari, evident, dar practic tot de acolo au venit ideile. Ce se întâmplă? Turistul când vine în Hunedoara nu poate să stea mai mult de 2-3 ore. Vizitezi, da? Dar ce vizitezi? Permiteți-mi să vă întreb, cred că ar putea să stea mai mult de 3-4 ore dacă am avea infrastructură, dacă am avea ce să le oferim până la urmă, pentru că mai mult de o oră, două, să zicem, în castel, nu cred că au ce să facă efectiv și atunci probabil amenajând un astfel de parc de distracții și muzeul, probabil că turistul ar exact, sta mai mult. Exact, de aici pornesc ideile. Ceea ce spuneam, observasem că 3 ore, 4 ore, cum spuneți dumneavoastră, nu aveau ce să viziteze. Până la urmă sunt foarte multe locuri închise, nu beneficient de mobilierul corespunzător în multe dintre încăperi. Sunt aripi ale castelului care sunt degradate, nu putem să punem valoare moara de sub podul castelului. Și atunci atragerea acestor fonduri, construcția acestui parc de distracții cu tematică medievală nu ar face altceva decât ar ține turistul mai multe ore în Hunedoara și evident ar cheltui mai mulți bani care până la urmă s-ar întoarce tot în bugetul nostru. Din toate informațiile pe care le-am primit de la firma care a realizat acest studiu de oportunitate, reieșea că 90% dintre vizitatori sunt familii. Deci nu vin doar cetățeanul singur până acolo, vin împreună cu familia și până la urmă beneficiem și de un număr mare de turiști. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm. Se lucrează în momentul de față, dacă vreți, ca și o completare a celor spuse, la un studiu de fezabilitate, un studiu amplu care să spună despre tot ceea ce înseamnă castelul și perimetrul din jurul lui. Estimăm că este vorba de o cifră foarte mare pe care ar trebui noi să o avem, să putem pune în valoare acest monument istoric, vorbind de aproximativ 30 de milioane de euro, este o sumă imensă pentru municipiul Hunedoara. Bani proveniți? Dar sau cam atât am avea nevoie ca să punem în valoare tot ce avem. Adică să ne mai plângem, nu le uite, vezi, ai făcut acoperișul, dar ai făcut moara.
Ai făcut parcul tematic, dar ai lăsat clădirea cea mare unde de acum se antrenează cavalerii. Și atunci putea face și pe rând cu răbdare, pentru că, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, nu putem face totul așa peste noapte, mai ales în condițiile în care nu aveți cei 30 de milioane. Cu siguranță, pe care... cu siguranță. Prima dată trebuie să știm de la ce pornim, trebuie să știm ce necesar financiar există și până la urmă să dăm drumul la treabă, pentru că anii trec peste oraș, orașul îmbătrânește, nu reușește să se dezvolte. Castelul poate fi un pol de dezvoltare. Zonele acestea din parcul tematic ar fi zone de servicii, meșteșuguri, artizanat, tradiții medievale, fierărie, potcovărie, armurărie, poligon pentru tras cu arcul. Este o activitate foarte vastă care include și zone de alimentație publică, terase, scene în aer liber. Eu spun că va ieși ceva frumos. Acestui oraș, pentru că probabil sunt mulți meșteri, cum spuneți dumneavoastră, exact, care nu au poate unde să-și comercializeze produsele pe care ei le confecționează. Vor fi aici prezenți în acest târg? Încercăm, probabil că vă gândiți la zona pădurenilor, încercăm să atragem, dacă se poate, locuitori din zonă care să... Și nu numai, pentru că în județul Hunedoara chiar avem astfel de oameni care realizează tot felul de lucruri pe care în multe zone din țară cred că nu sunt realizate. Cu siguranță despre castel putem să vorbim foarte mult și noi știm că este necesar al pune în valoare cât mai bine, dar pentru acest lucru este nevoie de o sumă foarte mare de bani. Eu am dat o sumă estimativă, nu cred că poate ști cineva în momentul de față care ar fi suma necesară. Dar trebuie pornit și trebuie pornit în mod alert. Am văzut într-o seară la un post de televiziune, emisiune despre ceea ce se întâmplă la Alba Iulia, am și vizitat de altfel cetatea. Este ceva impresionant ceea ce a putut să facă acolo administrația locală. Până la urmă, cred că este mai puțin important din ce parte a spectrului politic provine primarul, viceprimarul, consilierii locali sau deputatul de zonă. Oricum, este important că acești oameni cred că s-au săturat de această poveste. Exact, de această poveste, ce culoare are X sau Y. Important este să facem ceva pentru așa oameni. Așa este. În momentul de față, atât primarul care este PDL, dacă vreți, deputatul care este PNL, eu care sunt PSD, nu am avut în 2 ani de zile absolut niciun conflict pe teme politice, încă din contră fiecare a încercat să facă lobby pe, ca să spun așa, area lui de influență, să capacităm forțele care ne pot ajuta, pentru că dacă ne lamentăm că nu am ales bine, că e ăla galben, că e ăla roșu, că e ăla portocaliu, nu vom muta lucrurile. Am avut experiența vechi administrații locale în care ne-am certat între noi, nu am procedat corect, am mai spus-o, până la urmă trebuie să învățăm ceva și să ne dăm mâna să ne facem datoria pentru care suntem aleși, lăsând la latitudinea cetățenilor dacă mai merităm sau nu, iar cei care vor veni nu trebuie să facă altceva decât să ducă aceste proiecte mai departe, exact, să le continue. Proiecte, așa pentru este. Că sunt proiecte care poate durează 2, 3, 5 ani până la finalizare. Eu am întrebat chiar în ședință de Consiliu, bine, dar primarul de la Alba Iulia cum a reușit să facă? Și a fost un răspuns al unui coleg de-al meu la care ar fi trebuit să mă gândesc sau, știu eu, m-a lăsat mască până la urmă, a avut 5 mandate. Continuitatea. Eu nu cred că dacă acel primar ar fi plecat de pe scaun, cel care ar fi venit n-ar fi continuat acele proiecte, pentru că chiar sunt niște proiecte de vis pentru industria turistică. Și sunt proiecte care aduc bani până la urmă. Care aduc bani și dezvoltă comunitatea. Și poate sunt create și locuri de muncă, pentru că dacă este să discutăm ce se întâmplă acolo la Alba Iulia... Absolut, vorbim și de crearea locurilor de muncă. Uitați, mă reîntorc la Sombotei, iau o legiune romană cu care au participat inclusiv la niște sărbări ale noastre la București. Mi-au arătat afișele, au foarte încântați, ne-au îmbrăcat în armuri, ne-au lăsat să tragem coarcul. Bine că sunt încântați de ceea ce avem noi și da, noi și am întrebat pe respectivii băieți. Bine, bine, dar voi din ce vă finanțați? Că mi-au explicat, venim dimineața la ora 7, ne bem cafeaua, ne mâncăm micul dejun aici, am un prieten între noi, ne antrenăm în fiecare zi, mergem în parcul tematic, tragem cu arcul, călărim și mai departe. Din ce vă finanțați? Pentru că trebuie să ai un serviciu. Dom'le, noi suntem un ONG, avem proiectele depuse pe legea, tot probabil ceva similar la noi pe 350, primim banii de acolo, practic 6 luni de zile ne pregătim pentru Carnavalul Savaria.
următoarele 6 după carnaval ne pregătim pentru Sfântul Martin. Mai au o sărbătoare cu o sărbătoare religioasă, dar unde participă din nou. Din astfel de finanțări reușesc să mențină această legiune pe care o au și ca dânsii sunt foarte multe ONG-uri. Un ONG care arată, care, cum să zic, pune în valoare epoca medievală, un alt ONG care pune în valoare epoca de la 1948 și așa mai departe. În ziua Carnavalului Savaria, toate aceste ONG-uri, îmbrăcate în epoca tradițională, defilează la acest imens carnaval, este imens ceea ce este acolo, cu v-am spus, 200.000 de privitori, este greu de înțeles, deci pe străzile orașului pur și simplu nu mai e loc să arunci un ac. Este ceva la care ei au ajuns în 20 de ani, au și spus-o, nu vă grăbiți, nu veți ajunge dintr-o dată. Știu că în momentul în care am venit de acolo, fiind atât de entuziast de ceea ce am văzut, împreună cu colegii mei am și scris un raport de activitate, l-am prezentat în Consiliul Local, primarul a fost încântat de ceea ce îi povestisem. Exact un an de zile mai târziu am și făcut acel... un an de zile sau chiar în anul acela, am și făcut prima defilare la Hunedoara, în care și noi am îmbrăcat angajații primăriei, angajatele în acele rochi de domnițe. A fost un lucru frumos, spun eu, cred că ați și filmat anul trecut parada de la Hunedoara. A fost ceva inedit. I-am chemat pe cei de la Alba Iulia, au tras cu tunul, cai, eu zic că e ceva frumos. Este altceva. Trebuie să parcurgem acești pași. Se încadrează perfect în peisaj. Pentru că Hunedoara, și municipiul, și județul Hunedoara are potențial turistic. Trebuie doar ca oameni ca dumneavoastră și ca alții care sunt la cârma unui oraș, unui municipiu, să facă și să depună proiecte, pentru că încă se mai poate profita chiar și de fondurile europene. Eu cred că tot județul are potențial. Văd în Deva un lucru foarte bun la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Care s-a transformat... Pot să o felicit prin intermediul emisiunii noastre pe doamna Țolaș, chiar s-a transformat, deci a reușit să captiveze atenția publicului și să atragă foarte mulți vizitatori. Este foarte important să te pricepi la acest marketing, că până la urmă a devenit un marketing. Trebuie să ai și cu ce până la urmă. Să ai și cu ce, dar să-ți dorești să faci. Asta și a reușit să pună în valoare acest muzeu, cum credem noi că reușim să punem în valoare muzeul de la Hunedoara, până la urmă să combinăm, să contopim, dacă vreți, aceste două muzee care pot fi vizitate de cetățeni, nu? Vin la Hunedoara, îi trimitem la Deva, îi trimitem la Florin Cazacu, la Muzeul Aurului la Brad, care iar a fost pus în valoare de un edil care s-a zbătut pentru acest lucru, și sunt și alte obiective turistice în județ care pot fi vizitate pe această axă turistică. Ca să încheiem înainte de a lua pauza publicitară, ce evenimente, pentru că știu că în anii trecuți ați organizat destul de multe evenimente la acest castel, anul acesta ce pregătiți pentru hunedoreni și nu numai, bineînțeles, pentru că sunt tot felul de festivaluri, de evenimente organizate aici. Există o listă care a fost și aprobată în Consiliul Local de evenimente. Castelul, bineînțeles, că este, ca să spun așa, emblema acestor evenimente. Opera Night până la urmă se va ține la Hunedoara. Maestru Groian sper că va pregăti foarte bine. Este un eveniment care și anul trecut a fost pus în valoare chiar la cele două locații, nu? Muzeul de la Deva și Muzeul de la Hunedoara. Sunt foarte multe evenimente și cu siguranță o să vă anunțăm din timp pentru a le putea populariza în așa fel încât să avem un număr foarte mare de vizitatori și, de ce nu, un număr foarte mare al încasărilor. Acest festival, acest spectacol, până la urmă, că este un spectacol complex, a avut succes la nivel național, pentru că a fost popularizat de toate televiziunile naționale. Și a fost și foarte bine organizat. Deci contează cum îl organizezi. Locația este superbă. Să sperăm că și anul acesta vor fi, cum spuneați, și mai mulți vizitatori. Care și vom face tot efortul din partea Consiliului Local să dăm o mână de ajutor la acest spectacol. Vom vedea ce se va întâmpla. Luăm acum câteva minute de publicitate, după care revenim în direct.
Am revenit în direct. Discutăm astăzi despre proiectele pentru municipiul Hunedoara cu invitatul meu, domnul Dan Bobăuțanu, viceprimarul municipiului Hunedoara. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Am discutat în mare, bineînțeles, despre proiectele pe care le aveți pentru castelul, pentru dezvoltarea până la urmă castelului Corvinilor, dar și a ceea ce înseamnă locuri de muncă, pentru că am discutat și despre acestea. Însă problema pentru care poate uneori nu vin atât de mulți turiști este infrastructura. Și vă dezamăgesc. Turiștii vin în Hunedoara pentru că avem o infrastructură foarte bine pusă la punct. Din momentul în care intrați în municipiul Hunedoara, intrați pe un covor asfaltic care a fost modernizat pe fonduri europene. Recent. Recent. Pentru că nu a fost la fel și nu a arătat, nu a arătat în momentul, câțiva ani de zile în urmă nu arăta așa. Dar cu siguranță sunt multe lucruri de făcut, la infrastructura stradală, trebuie să o recunosc, în jurul castelului. Sunt încă lucruri de făcut la parcarea pe care acel asociat privat trebuie să o facă la castel. Am înțeles că deci e aproape nu gata. Puteți interveni. Nu, dar în schimb ceea ce spuneați dumneavoastră o știm și noi, nu este prima dată când o auzim, infrastructura din jurul castelului, dacă vorbim de intrarea Hunedoara, este ok, dar în jurul castelului este foarte, foarte rea. Sperăm că vom putea într-un viitor foarte apropiat să începem asfaltările din zona respectivă. Practic, mai sunt probleme și cu canalizarea și apa în zona respectivă. Acum, ceea ce pot să vă spun, dacă a zis că vreți să discutăm despre infrastructură, încercăm implementarea subserventului 3. Aici vorbim de reabilitarea în totalitate a rețelei stradale și pietonale, plus parcările din zona cartierului Micro 6 Nord, Micro 6 și Micro 7. Este o investiție foarte mare, este o investiție care cuprinde aproximativ 150 de metri pătrați de reabilitat, aproximativ 8 milioane de euro și practic în cadrul acestei investiții, dacă îmi permiteți, avem strada Prutului din Micro 6 Nord, avem din Micro 6 Vlahuță, Arenei, Batiz, Ștefănescu de la Vrancea, Ștrandului, Intrarea Lanului și Spicului, o zonă în Micro 6 unde nu s-a făcut nimic, eu cred că de 40 de ani, de când se tot vorbește despre modernizarea acestor cartiere, am fost într-o seară cu câțiva consilieri locali, au vrut să țină cu tot din adinsul să vadă zona care va fi reabilitată, până la urmă au aprobat bugetul pentru reabilitare. Și până la urmă un lucru absolut normal, buget pentru reabilitarea unor străzi sau, nu știu, a unei clădiri, așa cred este normal să vezi la fața locului despre ce este vorba. Deci chiar a fost un interes din partea lor, am mers pe jos, ne-am întâlnit cu cetățenii din zonă, cu proiectul în mână, le-am spus ceea ce se va face, tot așa este Micro 7, strada Pinilor și strada Trandafirilor. Toate aceste locații vor beneficia și de locuri de parcare. Noi vrem să credem că vor fi suficiente în această zonă a orașului. Mai avem de reabilitat bulevardul Rusca între porțiunea strada Vramiancu și bulevardul de acea zonă în care, prin spatele hotelului Rusca, plus zona de parcări din respectiva, de perspectivul bulevard, și totodată crearea zonei pietonale pe bulevardul Corvin. Vrem să facem zonă pietonală pe bulevardul Corvin și piața Florilor, totodată, care va intra în reabilitare. Este un proiect foarte costisitor, un proiect care a necesitat acel împrumut din bancă pentru care am fost criticați, dar până la urmă lipsa banilor nu va duce niciodată la realizarea acestor obiective de investiții. Este vorba despre aproximativ 47 de milioane de lei noi. 47 de milioane de lei, da, v-ați gândit la euro, de lei, 470 de miliarde și banii sunt necesari pentru acoperirea acestei investiții, pentru plata
a ceea ce s-a mai făcut și totodată vrem să demarăm și contractul subsecvent 4, a rămas neasfaltat jumătate din cartierul Micro 4, jumătate din cartierul Micro 5, nu am avut ridicări topul, nu am avut documentație făcută, într-o dimineață m-am dus împreună cu topograful, cu cel care a câștigat licitația, am spus împreună cu cetățenii, parcare, trotuar, lărgitul străzii, toate aceste lucruri când costă. Când vor începe lucrările? În mod normal ar trebui ca din luna mai să înceapă lucrările pe subsecventul 3. Sperăm să obținem o finanțare și de la Consiliul Județean Hunedoara pentru acest subsecvent, cum totodată sperăm să obținem o finanțare și de la Ministerul Dezvoltării, care să ne permită... Ați făcut demersuri în acest sens? Da, da, Consiliul Județean știu că a și aprobat o astfel de finanțare. Consiliul Județean are un rol foarte, foarte activ, foarte important în viața municipiului Hunedoara, în viața economică până la urmă. Și eu sper că vom reuși să... Da, sigur. Și vom reuși cu sprijinul lor să demarăm până la urmă poate chiar subseventul 4. Da, au un rol important pentru că, vedeți dumneavoastră, bugetele localităților nu sunt niște bugete foarte mari. Uitați și bazinul de not. Până la urmă, tot cu sprijinul Consiliului Județean vom reuși să reabilităm. Aproape în paragină, cu toate acestea, încă se mai organizează diferite competiții și competiții importante. Acum nu este în paragină, mă scuzați. Aproape, pentru că exteriorul arată așa este. Destul de rău. Așa este. Și lucru pe care și dumneavoastră îl vedeți și oricare trece în această zonă. Recunoaștem, se desfășoară concursuri foarte importante pentru că este etapa din campionatul național în bazin scurt, care se desfășoară în luna noiembrie la Hunedoara, a fost a 10-a ediție, dacă nu mă înșel. Sprijinul Consiliului Județean este consistent. Cele 20 de miliarde parcă care s-au aprobat în ședința de Consiliu Județean vor permite reabilitarea în totalitate a bazinului de not. Și Consiliul Județean a mai sprijinit și infrastructura din stadionul Mișa Klein, terenul 2 de antrenament. Oricine dorește să ajute municipiul Hunedoara este binevenit. Întotdeauna o voi recunoaște deschis în orice emisiune de televiziune cine ne-a ajutat și până la urmă contează că toți cei care ajută la dezvoltarea acestui municipiu o fac pentru cetățenii municipiului Hunedoara. Așa ar trebui să se întâmple în orice, nu știu, cătun până la o capitală, nu? Așa ar trebui să se întâmple, probabil, normal. Cum să spun eu, contează foarte mult puterea politicianului de a recunoaște atunci când este ajutat și din altă parte decât a partidului din care provine și pentru asta am profitat să spun că, într-adevăr, Consiliul Județean a avut un rol important, foarte important în sprijinirea municipiului Hunedoara și Casa de Cultură până la urmă a fost reabilitată de către Consiliul Județean, iar astăzi noi putem să spunem că avem o activitate culturală cu ajutorul Consiliului Județean la Hunedoara. Sperăm că vom fi sprijiniți și cu alte fonduri pentru investițiile din municipiu. Sperăm că vom fi sprijiniți și de către Guvernul României, pentru că dacă nu vom primi bani pe ordonanța 28 privind infrastructura stradală, vom avea o mare problemă, pentru că ce înseamnă o mare problemă? Nu veți mai până putea... la urmă nu putem să demarăm așa cum am dorit noi subseventul 4. Totodată așteptăm banii promiși de la Compania Națională de Investiții pentru Colegiul Matei Corvin, dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați filmat acolo sala de sport. Am filmat acolo cea sală de sport. La momentul respectiv a fost declarații cum că sala respectivă beneficiază de finanțare. Așteptăm în continuare finanțarea. Așteptăm finanțare pentru blocurile ANL. Este important ca și guvernul să-și îndrepte privirea spre acest județ. Un județ care în momentul de față are o nevoie, nu acută, are o nevoie cronică de fonduri de dezvoltare. A fost un județ monoindustrial, un județ din care a dispărut industria și în momentul de față avem o mare problemă. Avem o mare problemă pentru că populația municipiului Hunedoara îmbătrânește în momentul de față, cei aproximativ 19.000 de pensionari susțin practic din pensiile lor tot ceea ce înseamnă
bugetul local, dacă vreți. Este important ca actualul guvern să-și îndrepte atenția în ritm alert către municipiu, către județul Hunedoara. Da, sunt foarte mulți pensionari, însă există și tineri care nu muncesc sau nu au unde să muncească, pentru că tot ați adus în discuție acest lucru. Așa este sau nu așa? Eu nu am participat la o campanie electorală în calitate de candidat unde să vin să spun că voi face și voi drege locuri de muncă. Mi-ar fi fost și imposibil să spun acest lucru din postura de candidat la Consiliul Local Hunedoara, nu m-ar fi crezut nimeni până la urmă. Dar știu că actuala administrație locală încearcă pe toate căile să promoveze municipiul Hunedoara și să atragă investitori. Chiar în ședința de Consiliu Local a fost o hotărâre de Consiliu supusă dezbaterii noastre și aprobate privind vinderea unui teren în suprafață, nu mai rețin exact suprafața, în orice caz este o suprafață foarte mare la fosta unitate militară cum mergi către Prislop, cea de pe partea stângă, și a unui corp de clădire, către o firmă din Germania, o firmă care vrea să dezvolte o afacere privind confecționarea de vestimentație pentru armată, pentru vânători. Dumneavoastră sunteți o specialistă din partea presei la observat că ați obținut locul întâi la tir, nu? Da, și știți că este la tir la jandarmerie, este o activitate care odată dezvoltată face foarte mulți prozeliți. Urmează ca în acea locație, dacă vor fi interesați, nu, să participe la licitația respectivă, să creeze minim 60 de locuri de muncă, va fi scris și în caietul de sarcini. Vorbim de puține locuri de muncă, puține pentru municipiul Hunedoara, dar prin aducerea acestor oameni care înțeleg că pot dezvolta afacerii municipiul Hunedoara, noi credem că vom putea într-un timp destul de scurt, să sperăm cel puțin în perioada mandatului, să creeze câteva locuri de muncă importante și să se păstreze, sigur că da. Este important că am avut și industrie, cum spuneați, însă lucrurile nu au rămas la fel cum așa erau este. În urmă cu 20 de ani, din păcate. Pentru că mai avem doar aproximativ 5 minute din emisiune, vreau să discutăm puțin și despre locurile de parcare din municipiul Hunedoara. Unii spun că nu sunt chiar atât de multe locuri de parcare, alții spun că unele au fost amenajate destul de prost. Care este realitatea? Vă mai gândiți, nu știu, aveți în plan să mai amenajați și alte locuri de parcare? Dumneavoastră ați venit cu o întrebare și o constatare în același timp. Dacă sunt destule și de ce sunt amenajate prost? Păi, pe alea care și în primul sunt, rând, unele dintre ele sunt amenajate nu așa cum ar trebui cum ar să trebui. Fie. În primul și în primul rând, aceste locuri de parcare despre care vorbiți și probabil că dumneavoastră vreți să duceți discuția în ideea de a le pune la licitație, nu? Cele închiriate, da? Acele locuri de parcare care vor fi licitate, care s-au și licitat până acum, sunt locurile noi de parcare care se fac între blocuri. Deci în cadrul subsecventelor 1, 2, 3, acum 4 pe viitor. În momentul de față, aproximativ 150 de cetățeni au închiriat o parte din aceste locuri de parcare, vor fi numerotate în continuare, astfel că până la final cred că o să inventariem în aproximativ 150 de locuri de parcare care vor fi date spre închiriere cetățenilor. Sunt solicitări foarte multe. În prima fază nu a existat chiar așa de multe cum ne-am așteptat, dar ulterior cetățeanul de la blocul X, văzând că în fața blocului Y au rămas 10 locuri care n-au fost solicitate de altcineva, a depus o cerere pentru acele locuri și deja se demarează procedura de licitație pe ele. Niciodată nu o să fie locuri suficiente de parcare. Absolut, nu ai cum să faci atâtea locuri de parcare publice, nu cele care sunt La stradă, exact. Acele nu vor fi închiriate, cele care le vedeți pe bulevardul Dacia, pe fonduri europene, nu avem voie să le închiriem. Noi vorbim doar cele făcute pe fondurile primăriei, ca să spun așa, acelea vor fi închiriate. Vom încerca să creăm cât mai multe locuri de parcare pentru a fi suficiente parcările de reședință, despre ele discutăm. Să sperăm că
veți reuși acestea să arată bine, să faceți acestea arată bine. Ceea ce puteți să fiți convinsă. Sunt locuri de parcare cu frumos numerotate, aliniate, arată bine. Ultima întrebare, va fi sau nu Hunedoara și cu ieșire, intrare la autostradă? Pentru că și la Deva este o problemă referitoare la, la acest subiect. Cred că în urmă cu o săptămână am mai semnat o astfel de adresă către Compania Națională a Drumurilor. Noi sperăm că cine a gândit greșit acel proiect cu descărcarea pe autostradă în o altă zonă decât Hunedoara sau Deva, să revină, dacă mai poate fi tras de urechi, bine ar fi să îi se aducă aminte că în momentul respectiv ar fi trebuit să stea cu proiectantul de vorbă, ar fi trebuit să fie pe aliniamentul autostrăzii și să-și dea seama că cea mai bună descărcare pentru Hunedoara și Deva ar fi fost la Sântu Halm. Din păcate, nu toți cei care în momentul respectiv au trebuit să ia această decizie au și gândit-o și astăzi atât Hunedoara, dar și Deva este văduvită de această descărcare. Să sperăm că... Ați primit vreun răspuns? Pentru că până acest moment nu, dar am semnat împreună cu primăria Hunedoara, primăria Deva au semnat o adresă către CNADR chiar pe această problemă spusă de dumneavoastră acum. Să sperăm că se vor rezolva lucrurile, pentru că și atât Hunedoara cât și Deva vor avea de pierdut multe dacă nu... Este punctul meu de vedere. Și cred că punctul dumneavoastră este îmbrățișat de toți cetățenii, nu? În proiectul respectiv, dacă nu mă înșel, era un pod pe undeva peste Mureș, pod care pe jumătate e în apă, exact. De pe timpul Imperiului Austro-Ungar. Vorbim despre niște oameni care au luat cea mai proastă decizie și care ne afectează pe toți în momentul de față. Să sperăm că lucrurile încă se mai pot remedia. Îndrepta. Exact, într-un fel sau altul. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și o să fim cu ochii pe dumneavoastră să vedem dacă lucrurile și proiectele pe care dumneavoastră le-ați expus astăzi vor prinde și contur până la urmă în municipiul Hunedoara. Da. Mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezentate de colega mea, Camelia Chiorâși. Eu vă doresc o seară plăcută, la revedere!